strada bulgară, lângă apertura sectorului centru. Vedem că spuse unele circulație lângă clădirea lui Plahotniuc și a fenului Candu. Bun, dar parcă regimul Plahotniuc a plecat. Parcă Candu nu mai are nicio funcție. Deci rămâne îngrădit accesul spațiu public. Deci pretura, nou primar sau țalist nu face nimic ca să apere interesul cetățenilor. Mai este și o barieră, văd. Pe lângă obstacolele astea erecte, mai este și o barieră pe care tot nimeni nu a scos-o, dar oare de ce s-a pus aici, de ce e instalat barieră pe stradă publică? În spatele preturii centru și aici tot sunt instituții publice. Dar ăsta e sediul Partidului Democrat, care l-a condus Plahotniuc până a dezerta și pe care l-a dotat ca pe un bunker mafiot. Sedia asta a fost construit pentru Partidul Comuniștilor, cât era Plahotniuc cu Voronin. Și după aceea Voronin l-a dat la o parte, l-a scos la pensie și a rămas el în bunker. A rămas mafia, dar fără capul mafiei. Să rămână, dar de ce îngrădesc spațiul public, că și mai încolo este o barieră. Toate străduțele astea sunt închise cu bariere. Ce nu zice nimic pretura, primarul? De ce tac cetățenii? Sau le convine? Încoace pe alee noi barieră, este barieră numai încolo. Uite așa, un cartier de obstacole și bariere.